O, vai, e lung, mai lung decât mă așteptam. Am în fața mea ceva ce am descoperit recent, cu toate că nu este tocmai recent apărut, a apărut la începutul lui 2019, mă rog, aprilie, martie pe acolo, dar eu l-am descoperit recent și am zis că vreau să văd despre ce este vorba, pentru că mi se pare un produs super interesant. Este vorba despre un telefon și anume Sony Xperia 10 Plus. Deja în 2019 am început să dăm peste cap toate din numele telefonului. E, Plus, Pro, Max, o grămadă. Și aparent Xperia Sony, cei de la Sony au scos încă un model de Xperia anul ăsta și se numește 10 Plus. Ok, hai să vedem cum arată device-ul, ce poate să facă și dacă merită banii, pentru că este la un preț super scăzut și găsiți link în descriere, pentru că l-am găsit la un preț destul de accesibil, undeva la 14-15 milioane, 1500 de lei, na, ca să vorbesc în lei noi, găsiți link-ul în descriere, de unde îl puteți cumpăra, de unde l-am luat și eu, să vedem despre ce este vorba. Oh, vai! E lung, mai lung decât mă așteptam. Bă, uite puțin la el. Deci nu știu dacă înțelegeți, dar hai să facem raport de aspect ratio cu un iPhone 11 Pro Max, da? Deci e mai lung decât un iPhone 11 Pro Max. E și mai îngust. Deci este mai lung și mai îngust decât un iPhone 11 Pro Max. Ok, bun, hai să vedem în continuare ce mai avem în cutie. Cărți tehnice, o grămadă de cărți tehnice. Găsim un încărcător care nu știu dacă este quick charge. Nu, cred că este normal. Văd un USB simplu aici, deci probabil este încărcător la viteză normală. Găsim aici un încărcător de la USB normal la USB Type-C. Deci avem USB Type-C pe device-ul ăsta, ok. Cei de la Sony au decis că așa este mai bine. Și aici avem căști cu mufă jack. Deci telefonul ăsta are mufă jack. Ok, deci cei de la Sony s-au hotărât că în 2019 încă este nevoie de mufă jack și nu-i condamn. Chiar am putea folosi mai mult mufă jack. Bun, hai să revenim la device. Ok, deci chiar este, are un design, ceva ce nu am mai văzut până acum, este lung și îngust. Pe spate avem așa, avem două camere aparent, avem un flash, avem logo de la NFC, avem logo-ul Sony, jos scrie Xperia. Pe partea din stânga avem un... Da, aici avem slotul pentru SIM-uri, aparent este dual SIM, putem pune două SIM-uri în el și slotul pentru cardul de memorie, care nu iese, se bagă în telefon la fel ca la telefoanele mai vechi, puțin old school. Pe partea cealaltă avem două butoane, ăsta pare a fi butonul de power, ăsta pare a fi butoanele de volum sus și jos, mă rog, volum plus, volum minus, și avem, cred că este un cititor de amprente, cred că avem citire de amprente și e fain în laterala ecranului, ok. Jos avem în felul următor, încărcare Type-C, deci aici avem mufa de încărcare Type-C, care nu este foarte simetrică, asta mă deranjează puțin vizual, și două difuzoare, care arată destul de bine, după părerea mea, chiar arată foarte bine. Și în partea de sus avem mufa jack și încă un microfon. Ar trebui să avem unul și în partea de jos, dar nu e foarte vizibil. Ok, pe față avem difuzorul, speakerul din partea de sus, grillul și o cameră frontală. Și cred că mai sunt niște chestii pe aici, dar mai este un senzor, dar e foarte puțin vizibil. Hai să deschidem device-ul să vedem ce se află înăuntru! Xperia! Xperia. Welcome, United Kingdom. Bă, dar ce aspect ratio dubios are. Deci telefonul ăsta are un aspect ratio de 21:9. Videoul pe care îl vedeți voi aici are aspect ratio de 16:9, adică 4K, 16:9, 3000 și ceva de pixel pe 2000, mă rog, astea sunt detalii, dar ăsta are 21:9. Ca să înțelegeți cam cât înseamnă 21:9 față de 16:9. E extraordinar, e ceva ce eu sincer nu am mai văzut. Observ că are un ecran rotunjit la colțuri, cel puțin în colțurile de sus, pentru că partea de jos ori nu o văd eu, ori este... Pe partea de jos aparent sunt butoanele de control al device-ului, gen alea de back, cum e la Android, da? Cam așa funcționează Android-ul. Dar în partea de sus văd colțurile colțurile rotunjite față de jos, unde sunt destul de drepte. Sus avem colțuri rotunjite. Ok, acum ne putem seta amprenta și pentru asta trebuie să-mi dau mănușa jos. Și s-a deschis, gata, în momentul de față avem device-ul pornit. Acum sunt eu curios cât de repede se mișcă amprenta. Punem amprenta. Ok, ok, asta a fost destul de rapid. Deblocăm, punem amprenta. Nice, dar oare dacă pun amprenta fără să deblochez ecranul? A mers, vai ce-mi place treaba asta. Frumos, frumos, elegant cât de cât. Chiar mi-a plăcut, îmi place. Se mișcă rapid, chiar se mișcă rapid din punct de vedere al amprentei. Și nu înțeleg ce-i cu dunga asta aici. Dar ei au făcut softul astfel încât să-l poți utiliza
cu o singură mână. Și dacă apăsăm de două ori pe bara asta din dreapta, se deschid aplicații, probabil aplicații recente, setări pe care poți să le customizezi cum vrei tu. Nice, interesant, destul de bine gândit. Acum, bineînțeles, să vedem cum se comportă camera. Hai să vedem un selfie în primul rând. Aici întorc camera. Da, îmi zice să mă uit la speakerul de sus dacă vreau neapărat să fac o poză, un selfie reușit, să mă uit la speaker pentru că acolo se află camera. Da, mersi. Deci nu pot să fac poză de pe butonul de volum. Zoom currently unavailable. De ce? Pentru că ăsta mi-e cel mai comod aici. Butonul de volum este super comod să-l apăs în momentul în care fac poză decât să țin să apăs pe butonul de jos. Dar hai să vedem. Stă destul de ok la claritate, cel puțin în lumina asta. Hai să mai sting puțin din lumini să vedem exact cum se vede. Țin blurată, barba a mai scăpat puțin acolo la claritate și la fire de păr, dar părerea mea e că se descurcă super bine. Hai să vedem mod. Portrait, selfie, bokeh, avem mod bokeh, avem slow motion, creative effect, avem manual și avem panorama. Hai să vedem la bokeh. O să folosesc cealaltă plantă ca și background, pentru că n-am altceva în background. Ok. Semi-focalizat, dar are potențial. Cred că se pot face lucruri mișto, are și focalizare manuală, ceea ce, dacă stați puțin și încercați și testați diferite funcționalități ale camerei, cred că poate și ceva super, super mișto. În primul rând, ceea ce am observat, meniul funcționează aproximativ la fel cu cel de la nou iOS, adică dacă glisezi în sus se deschid aplicațiile recente. Avem câteva aplicații preinstalate, nu e tocmai cel mai ok lucru, dar nu sunt foarte multe, adică mă așteptam să fie o gălăgie de aplicații de alea Sony, Notes și chestii genul ăsta făcute special de ei pentru ei, dar nu, sunt ok. Văd că avem Facebook, avem o aplicație Lounge, Xperia Lounge, Netflix. Următoarea chestie pe care vreau să vă testez sunt difuzoarele, așa că hai să punem un videoclip de-a meu să vedem exact cum se aude. Dar de ce nu avem auto-rotate? Ok, hai să dăm volumul mai tare. La volum nu pot să zic că sunt tocmai mulțumit de ceea ce poate scoate telefonul ăsta, adică se aude doar din grilajele de jos, nu avem audio deloc, cel puțin pentru YouTube, din grilajul de sus, pentru că de acum, trendul în 2019 cam ăsta este, scoatem sunet stereo dintr-un telefon, folosim și earpiece-ul, folosim și difuzorul pe care de obicei îl folosim la vorbit, cam asta fac producătorii de telefoane, dar se aude ok, claritate ok, volum destul de slăbuț, mediu, mediocru aș putea spune, adică cred că s-ar putea lucra mai bine pe partea de volum. Este deosebit pentru că arată diferit față de ce suntem obișnuiți să vedem. Ca feeling așa, pe spate avem plastic, rama la fel pentru că este dintr-o singură bucată cu spatele, tot plastic, probabil un plastic puțin mai dur, dar nu foarte rezistent la zgârieturi. Pe spate avem, mă rog, plasticul ăsta are un fel de textură așa sidefată, aș putea spune, cred. Eu vă mulțumesc extraordinar de mult, voi sunteți cei mai tari. Nu uitați de giveaway. Aveți linkul aici în card. Eu vă aștept un număr cât mai mare ca să atingem 500 de subscriber, apoi să mergem spre 1000. Bă, hai să ne adunăm pentru că sunteți faini, facem chestii faine împreună și creez contentul ăsta pentru voi. Vă mulțumesc încă o dată, sunteți extraordinari. Mă înclin în fața voastră, ne vedem cu un b-roll pentru telefonul ăsta. Eu v-am pupat. Pa!